Care considerați că e cea mai probabilă, să spun așa, sursa acestor tensiuni din Transnistria și care ar fi, de fapt, mizele? Bine, De ce s-ar dori o escaladare a unui conflict să acolo? nu uităm că există în regiune un minister al securității care, bine, este controlat în mare parte de Moscova. Mulți din ei probabil primesc și salariu din Federația Rusă sau așa se. Mulți din ei, sigur, sunt și agenți de securitate în solda serviciilor de la Moscova. Deci, sigur că sunt unele elemente care și-ar dori, primesc ordine și și-ar dori ca noi le numim partida războiului, care și-ar dori să se implice regiunea transnistreană. Dar lucrurile, în ultimii 30 de ani, de când există acest conflict și această regiune separatistă, lucrurile s-au schimbat și demografic, și social în regiunea transnistreană. Nu mai există între noi, între cele două maluri, acea confruntare ideologică care a fost în anii 90. Situația economică s-a agravat foarte mult pentru că ei depindeau, bine, au avut ei resurse rămase de la Uniunea Sovietică, fabrici, uzine, care deja de mult timp au ajuns feruzat și nu mai funcționează. Și la fel ca și cetățenii de pe malul drept, mulți au emigrat. Nu mai sunt 500 sau câte îi spun 600 de mii de cetățeni. Probabil că sunt în jur de până la 400 de mii de cetățeni, de oameni care trăiesc în regiunea Transnistreană. Deci, majoritatea cărora sunt deja cetățeni ai Republicii Moldova. Din punctul ăsta de vedere, ei deja s-au integrat și business-ul din regiunea Transnistreană s-a integrat. Au rămas un grup de așa zis politicieni care mai controlează sfera politicului și în continuare pedalează cu acele mesaje încă din perioada anilor 90 și care devin tot mai puțin și mai puțin credibile în regiune. Cetățenii s-au săturat de această incertitudine și fără îndoială că în urma acestui conflict multe lucruri se vor schimba. Bineînțeles, depinde de felul cum se va termina acest război. Noi sperăm că se va termina cu victoria Ucrainei, că Ucraina nu doar își va menține suveranitatea și independența, lucru deja cert, repet, dar și își va recupera integritatea teritorială. Și atunci lucrurile se ne vom așeza din nou la masa negocierilor și cred eu că după acest conflict deschiderea spre dialog a regiunii transnistrene va fi alta.